păi nu te supăra. Că serie... niciodată nu no, se no, no, no. Serie că... și tot. Exact, eu. M-a ferit Dumnezeu să am vreodată... Dar n-ați văzut-o cum e? Nu, m-a ferit Dumnezeu să am vreodată un caz așa. De deget. Nu știu. Dovadă că a trebuit să sun la Siel, să-mi spună cum să-l scot, cu ce să fac. Da. E și persoana care e mă, deci nu, dar eu nu vreau, indiferent cine ar fi, dificilă, nu, să nu vă facă probleme. Nu, dificilă, nedificilă, nu mă interesează. Dacă ăla e drept omul, ăla îl dă. Asta e legea, eu nu am prea, la urmă, nu mă interesează. Am e păcatul ei, de ce nu fac relații, îl suportă consecințele. Sarcina ei de serviciu, nu am. Hai mă, las. Ce a fost în urmă, a fost a ta. Când ai fost bunit cu pământul. Ești adevărat. Eu l-am lăsat pe toate acolo. Hai, nu mă interesează, gata. Și prin toate făcute și de mână și de toate cele. Trebuie să le ia, să le verifice ea. Trebuie să-i verifice. Hai, ce să verifice dacă n-are ce? Dacă n-are ce documente acolo, ce să verifice? Cum să nu? Actele are făcute, ce? De la bun spui început. Ei, mă, acum te duci. Eu aștept de la voi amândoi contaj. Eu n-am văzut cu ei. Îi spui și cu director, tu. Sunt șef de secție și am alte probleme. Nu trebuie să-i fac îi faci acum. Treaba. Îi spune-i de urmă lui Vali ce are de ce a avut. Atât. Câte zile de concediu neefectuat are? Să-i plătim atât? Alea știe să facă toată lumea. Atât îi faci situația completă a zilei de concediu. Tu, că tu ai fost cu el. Nu, Irina. Ce e greu de priceput? Nu știu, cred că dumneavoastră nu înțelegeți în ce, pe ce poziții suntem acum. Că nu mai sunt pe vechea poziție și trebuie să o ocupe Irina. Dacă credeți că lucrați la aprozar, atunci la aprozar să fie. Acolo nu o să fac contaje, mă duc, vând și gata. Eu lucrez la aprozar,